Bun. Deci, fișa noastră din concurs, una din teme, a fost montarea unui ansamblu pe țeavă de cupru DN 15 mm, da? Cu un racor sau adaptor cupru din bronz, da? Cu filet exterior o jumătate de țol și un robinet sferic de trecere o jumătate de țol. Cei doi elevi din această echipă, în momentul de față, montează și demontează robinetul sferic, da? Prin cuplarea cu racordul, adaptorul de bronz pentru țeavă de cupru, am spus, DN 15 mm, 1 pe 2 țuri. Deci vor da din nou un fir de cânepă pentru etanșare, ei demontează poziția care au făcut-o în concurs, au realizat-o în concurs mai devreme, vor da din nou un fir de cânepă pentru etanșare și cu pastă ermetizantă și cu ajutorul sculelor care le-au avut la dispoziție, adică o cheie reglabilă și o cheie fixă, nu folosim clești când facem astfel de îmbinări pentru a nu deteriora suprafețele fittingurilor noastre, da? Folosim numai cheie fixă și reglabile, pentru că noi trebuie să avem și un aspect vizual optim, nu numai practic pentru fiecare operație executată și îmbinare. Bun. Deci va aplica un nou fir de cânepă pentru etanșare, da? Cu vaselină. Da? Firul de cânepă îl aplică de la capăt exterior al filetului, da, Marine? Către interior, în sensul oacelor de ceasornic. Dați-mi fir de cânepă de acolo. Dați-mi insertarul în fir de cânepă. Lasă-i pe să scoată un fir de cânepă de acolo. Da, scoatem un fir de cânepă pentru o jumătate de țol nu mai mare. De ce, Marine, nu trebuie mai mare un fir de cânepă? Pentru că o să-l dea afară. Deci îl poate tăia, îl dea afară și avem o etanșare imperfectă. Bun, hai să vedem. Da, aplicăm din nou firul de cânepă pe adaptorul nostru de bronz pentru țeava de cupru. Ok, hai, aplică-l pe filet. Din capătul filetului către interior, în sensul acelor de ceasornic, fără grabă, ferm, strâns. Pe toată suprafața filetului nostru. Foarte bine vișat. Ok, netezim. Vaselină. Finisăm, strâns. Și acum executăm operația de îmbinare cu ajutorul robinetului sferic prin intermediul celor două chei. Deci unul va ține poziția fixă, unul va strânge. Într-o parte să vă vadă și dumneavoastră, da? Da. Prima dată înfiletarea se va face la rece, manual, și apoi prin intermediul sculelor din dotare, cheilor fixe și reglabile. Poziția la înălțimea șoldului, puțin mai jos, da? Ca să putem să manevrăm ușor, mișcarea scurtă din încheietură, la înălțimea șoldului, da? Și cum facem strângerea? La simțul mâinii. La simțul mâinii. Netezim, verificăm vizual poziția noastră. Suficient? Da. Bun. Netezim, asta arată și colegilor, te desfacem cheia reglabilă. Bun. Cum este maneta robinetului în momentul în care o efectuăm o astfel de operație? De ce? Să nu se spargă bila. Să nu se spargă oglinda bilei robinetului, da? Îl protejăm. Bine. Aplicarea temperii decorative pe panoul de rigid. Normal ea se aplică pe sisteme de izolație, polistiren, vată bazaltică, tencuială, nedrișcuită, bineînțeles. Ca material au folosit tempera decorativă, bineînțeles a fost amorsat și au aplicat. S-a folosit gletul de oțel, arătați care este gletiera de oțel. Mistria, materialul care s-a aplicat
și acum urmează să folosească glăciera de plastic pentru a forma ploaie, sistemul de temperat de plate în stil ploaie sau coajă de copac și cea drișuită. Haideți, faceți, să vă vadă și pe dumneavoastră. Dar cum s-au descurcat? Foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Deci, care se diferă sus, jos. Până sunt, poate să te duci. Apasă, apasă, nu se poate. Ține-i cu mare de acum. Pe colegul tău de echipă, Dan, sau care e multe lucruri. Mi se frate. Deci tu, Neagu, Neagu, ia și tu și dă-i până sus, tot, pregătit. Executați prin interfer multiple ale unei piese de cherestea pentru obținerea a două repere cu lățimea de 50 de mm și două piese cu lățimea de 60 de mm. Deci, în concluzie, trebuie să avem 4 repere, 2 a 50, 2 a 60 de mm. E ca să... Și ca să înțeleagă,